Eu sunt un cititor de carte, îmi place să am carte, să am cartea care e a mea. Emil Brumaru este un mare poet, contemporan cu noi. Unii îl consideră un poet minor, ceea ce nu este adevărat. Nu este nici măcar un mare poet minor, cum spun alții, parafrazându-l pe George Călinescu, care a folosit această formulă pentru a-l caracteriza pe Topârceanu. Este pur și simplu un mare poet, un clasic în viață, trăiește la Iași. În ceea ce mă privește, atunci când mă duc la Iași și îl întâlnesc întâmplător pe stradă, sunt emoționat, ca și cum i-aș vedea pe Eminescu sau Vasile Alexandrii. Mă mir atunci că nu se opresc tramvaiele, că vatmanii nu-l salută, că semafoarele nu trec imediat pe verde și așa mai departe. Este tratat ca un om obișnuit, deși este cu totul și cu totul altceva. De altfel, îi și place să fie marginalizat, are acel sentiment de prinț travestit în cerșetor pe care îl au unii poeți. Farmecul său constă în aceea că știe să se joace și că are umor. Dar ca personaj pare mereu burzuluit, arată ca un copil bosunflat. Știe să se joace în mijlocul unei lumi care nu se mai joacă și de aceea nici nu este înțeles de mulți dintre contemporanii săi. S-a născut în 1939 în Basarabia, la Bahmutea, în județul Tighina. A studiat medicina la Iași, facultatea a absolvit-o în 63. Iar între 1963 și 1975 a profesat fără prea mult entuziasm medicina la Dolhasca. Pe atunci îmi trimitea scrisori unde menționa în loc de adresa expeditorului rezervația naturală de îngeri Dolhasca. Primul său volum, Versuri, apărut în 1970, a fost șocant. Prin ce? Nu prin faptul că autorul ar fi promovat un stil agresiv, ci prin aceea că era un volum total inaderent la ceea ce se întâmpla în România în momentul acela. Era un moment al triumfalismului, un moment al viitorului, proclamat așa, într-un mod ostentativ, iar Emil Brumaru, dimpotrivă, profesa o întoarcere în trecut. Cartea sa era violent inactuală. În timp ce în ziare se scria despre blocuri mărețe, despre fabrici și cuzine, în poezia lui erau proslăvite magaziile, bucătăriile de vară, camerele bătrânești la care se trag draperiile după amiaza pentru ca locatarii să poată să se odihnească. Țin minte primele versuri pe care le-am citit deschizând volumul. Fecioarele se împiedicau în gene, motanii se frecau de damigene și ne era la toți atât de lene. Eu sunt un cititor de carte, îmi place să am carte, să am cartea care e a mea, nici nu pot împrumuta de la bibliotecă, adică nu pot citi pe o carte de la bibliotecă, o cumpăr, o subliniez, adnotez, o pătesc cu cafea, o pun sub pernă, dorm cu dânsa. Nimeni și nimic nu mă poate opri să caut prin șanțuri bucăți de ziare, să iubesc către seară apa și pietrele mari de sub poduri, oh, istovit, să sărut o scară ce putrezește în brusturii de lângă ziduri amare, în timp ce furnicile trec și să fiu fericit. Totuși, dincolo de acest stil voit naiv, se simte și o anumită voluptate, uneori ușor perversă, a maturului, care caută plăceri secrete în acest joc de copil. De exemplu, iubeam păianjeni fără ca să-mi pese și lângă ziduri mirosul de var. Pe tăvi dormeam alături de mari fese, de piersice roz albe ce transpar. Sau altă versuri ușor perverse, și faci pași mici să simți pe preșuri late gâdilituri la talpă desfrânate.
Există, de fapt, doi Emil Brumaru. Unul este realist, cu momente de vizionarism romantic și cu nuanțe chiar metafizice, și altul este fantezist și livresc. O, vechi și dragi bucătării de vară, simt iar în gură gust suav de amiază și în tristețea care mă înconjoară din nou copilăria mea visează. E nibahar, piper prăjit pe plită, pești groși ce-au adormit în sos cu lapte, curcani păstrați în zeama lor o noapte spre o delicatețe infinită, ciuperci cât canapeaua în dantele, icre cu bob bălos ce ochiu-și cască, aluaturi tapisate crescând grele într-o dobitocie îngerească și în ceainice vădindu-și eminența prin fast de irizări și toarte fine, ceaiuri scăzute până la esența trandafirii a lucrului în sine. Vă dați seama că nu este vorba de o bucătărie de vară obișnuită, ci de una care poate fi considerată chiar centrul universului. În general, la Brumaru nu există naivitate, există o foarte puternică conștiință a scrisului, însă există o capacitate extraordinară de a valorifica naivitatea, de a o simula într-un mod încântător. Și o să citesc acum câteva versuri care evocă acest folclor al copiilor, într-un mod cu totul și cu totul simpatic. La capătul unui burlan se pune cel mai dens bostan. Emil Brumaru vorbește ca și cum ar fi vorba de niște instrucțiuni de folosire, așa cum găsim la diverse aparate. Deci, la capătul unui burlan se pune cel mai dens bostan și în orele de după masă se suie răvășit pe casă și se suspină prin burlan tot mai adânc, mai diafan. Și atunci bostanul din solid devine luminos lichid, evaporându-se prin tub într-un incub și un sucub, ce te invită triști la dans pe țiglele cu fin balans, în timp ce iarăși sub burlan se solidifică un bostan. Emil Brumaru este inclasificabil. Există însă cineva cu care seamănă foarte mult, mai mult decât cu toți, și anume cu el însuși. Emil Brumaru este consecvent cu sine și, de fapt, singurul lucru care îi se poate obiecta este tocmai acesta, că seamănă prea mult cu sine. Există riscul unui manierism, risc care n-a fost confirmat până acum și sperăm că nu va fi confirmat nici de acum înainte.